România se pregătește pentru ridicarea restricțiilor. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila spune că ne apropiem cu pași repezi de relaxare și că nu exclude chiar o ridicare totală a stării de alertă în scurt timp. Ne spune mai multe colega noastră, Gabriela Mihai, te ascultăm. Starea de alertă ar putea fi ridicată după 2 ani de pe teritoriul țării noastre, însă este nevoie să fie o analiză amplă a mai multor indicatori. În primul rând, că spunea ministrul Sănătății Alexandru Rafila că ar fi nevoie de o scădere a numărului de pacienți aflați internați pe secțiile de terapie intensivă. În aceste momente, astăzi, de exemplu, fiind pe secțiile de terapie intensivă în stare gravă, peste 1100 de pacienți. Pe de altă parte, ar fi nevoie de un alt indicator, cel referitor la numărul pacienților internați la nivel național care sunt infectați cu COVID-19. Astăzi avem aproximativ 11.000 de pacienți internați din cauza SARS-CoV-2. Prin urmare, surse guvernamentale declarau că este posibil ca de mâine să se facă o nouă analiză pentru a vedea cu exactitate de când s-ar putea ridica starea de alertă din țara noastră. Se va ține cont și de ceea ce se întâmplă pe plan european, pentru că sunt mai mulți indicatori care trebuie respectați pentru a putea fi ridicată starea de alertă. Ne reamintim însă că oficialii vorbeau încă de săptămâna trecută că este posibil ca starea de alertă să fie ridicată din luna aprilie sau din luna martie. Însă, așa cum spuneam, trebuie făcute analize ample, analize la care lucrează specialiștii din DSP, Ministerul Sănătății și totodată și DSU. Prin urmare, se fac aceste analize pentru a vedea cu exactitate dacă se poate ridica starea de alertă. Vedem că în aceste momente numărul cazurilor de COVID-19 este într-un trend descendent. De altfel, astăzi au fost înregistrate aproximativ 12.000 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore. Însă autoritățile iau serios în calcul ridicarea stării de alertă, pentru că până la urmă starea de alertă pe teritoriul țării noastre sugrumă și economia și vedem că nici din punct de vedere economic țara noastră nu stă prea bine. Însă vom vedea când vor fi făcute aceste analize, pentru că, așa cum spuneam, sunt surse guvernamentale care susțin că după data de 15 februarie, adică mâine, este posibil ca specialiștii să prezinte o analiză, iar în funcție de această analiză să se ia o decizie în privința unui termen privind ridicarea stării de alertă de pe teritoriul țării noastre. În momentul în care va fi ridicată starea de alertă, important de menționat este că toate restricțiile impuse în aceste momente vor ieși din vigoare. Cifrele ne arată că am intrat pe un trend descendent. Acest trend descendent al numărului de cazuri semnalate trebuie să se cupleze cu alți doi indicatori ca să putem să discutăm într-adevăr despre ridicarea restricțiilor și chiar despre o eventuală renunțare la starea de alertă la un anumit moment. În primul rând e vorba despre, sigur, despre scăderea numărului de persoane care sunt internate, dar mai ales, și o să revin asupra acestui subiect, despre scăderea numărului de pacienți internați în secțiile de terapie intensivă. La ATI sunt acum 1155 de pacienți. De asemenea, autoritățile au anunțat că în ultima zi au fost raportate puțin peste 12.000 de infectări. Mult mai puține așadar comparativ cu cele 30, chiar 40.000 din săptămânile trecute. Din păcate, alți 75 de oameni au pierit din cauza COVID. Ministrul Sănătății spune însă că se observă o reducere și a numărului de persoane decedate la sub 100 de la aproape 200 în acest val pandemic. Alexandru Rafila a mai afirmat că în țările europene, în care a fost luată decizia renunțării la mare parte din restricții, sunt puțini pacienți la terapie intensivă. Ne pregătim categoric și noi pentru așa ceva, dar cu precauție, cât să nu producem un număr mai mare de decese sau să aglomerăm supraaglomerăm spitalele din România. Aici avem cele patru curbe prin care
Observăm că media numărului de cazuri din ultimile 7 zile este în scădere accentuată. Alexandru Rafila a anunțat că vor urma discuții cu specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică și cu alți experți pentru a defini parametrii exacti pentru a putea fi reluate unele activități și pentru a se renunța la restricții. Mă aștept ca mâine să avem în jur de 25.000 de cazuri, dar asta, comparativ cu situația de marțea trecută, nu reprezintă o problemă și probabil că rapid, în cursul acestei săptămâni, vom scădea sub 20.000 de cazuri în fiecare zi. Trendul este, în mod evident, descendent. În ceea ce privește încărcarea paturilor pe secții, e clar că scade numărul de pacienți internați pe secții. La ATI este constant, dar nu se mai remarcă o creștere care să pună probleme.